este întâlnirea noastră. Eram profesor la seminarul lui din Buzău. În 1992 am participat. A fost ultima aniversare, pentru că în 93 a fost la Domnul. Împreună cu 40 de elevi de la seminarul lui din Buzău. Cu 89 de crizanteme în brațe, 40 de elevi care nu au făcut în chilia părintelui, dar s-au deschis ușile și pe hol. Am cântat Părinte și Părintele a fost minunat. Este un moment care va rămâne în amintirea acelor elevi care astăzi sunt preoți. Cred că unii sunt aici de față. Ce vreau să vă spun că, într-adevăr, Părintele fiecare îl are pe Părintele așa cum l-a cunoscut. Eu l-am cunoscut pe Părintele în 1985, eram student, Părintele era de trează mult și a trebuit să ajung la Dumnezeirea Bisericii pentru ca cineva să-mi spună, bate biurele, văd că eu vreau să te fac spre istorie și frăția ta ești filozof. A trebuit să cunoști pe Părintele Dumitru Stăniloae. De ce? Pentru că tu trebuie să mături prin pricolul Părintelui Stăniloae, așa cum ucenicii măturau din ateliere, în Iegul Mediu, să aproc, ca să fure meserii. Așa trebuie să mături dumneata în pricolul Părintelui Dumitru Stăniloae să aproc. Și așa m-a recomandat și ceea ce am mai mărturisit a fost întâlnirea providențială a vieții mele, care a marcat definitiv acest itinerar, un itinerar cu Maica Preoteasă, de fiecare dată de primea, dar așa cum s-a spus, Maica Preoteasă ne spunea, Părintele este obosit, deci avea, era cea care măsura puterea Părintelui, însă ne bucurăm. Poate altă dată am spus acest lucru și de multe ori am mai organizat serile Stăniloae, avem și un curs, Dumitru Stăniloae la facultate, la funcțional, acum facem la arhitectură și mistică. Aș vrea să vă arăt scrisoarea, dar vă arăt și cu asta. Scrisoarea pe care Părintele Dumitru Stăniloae a adresat-o elevilor seminarului Domnului Buzău. Aceasta este scrisoarea. În 1991, la seminarul teologic din Buzău, a avut loc, să zicem, un simpozion Dumitru Stăniloae. Simpozion Dumitru Stăniloae, avem aici, simpozion Dumitru Stăniloae, seminarul teologic din Buzău. Părintele trăia. La acest simpozion, l-am invitat pe Părintele profesor Constantin Galeriu și pe poetul Ioan Alexandru. Cu această ocazie, Părintele Dumitru Stăniloae a adresat o scrisoare pe care, în fragment, dați-mi voie să vă citesc. Este o scrisoare de o căldură și de o profunzime rar întâlnită. Am mai citit-o. Dar e foarte important să o citesc și să o recitesc. Voi citi întreaga scrisoare, dar cel puțin un fragment. Iubiți elevi ai seminarului teologic din Buzău, am aflat pe poetul Ioan Alexandru despre hotărârea voastră binecuvântată de preasfințitul episcop Epifanii de a sărbători modesta mea persoană și opera mea teologică astăzi, în Duminica Ortodoxiei din acest an. Știrea aceasta m-a pus într-o operă în privința răspunsului ce se cuvine să vi-l dau, dată fiind voința mea de a nu pătătui împotriva omenii, și m-am simțit să o păstrez în cursul vieții mele. Pe de o parte, această simțire mă îndeamnă să dezaprob hotărârea voastră de a mă sărbători. Pe de alta, atenția iubitoare ce ați manifestat-o față de mine îmi cerea să nu mă arăt nepăsător față de voi. Până la urmă am socotit că pot împăca aceste două simțiri ce par contradictorii
făcând din cuvântul meu de mulțumire un mijloc de încălzire a inimii voastre pentru dragostea lui Hristos. Așa cum am simțit să o fac în modestele mele vedere prin tot scrisul meu. Din tot sufletul, vă îndemne și cu acest prilej să folosiți toți ce învățați în cursul petrecerii în seminar spre a vă pregăti pentru o slujire preoțească de plin devotată Domnului nostru Iisus Hristos. Cugetați neîncetat să vă dăbiți toată viața Mântuitorului, ca din această lume în el să vă dăbiți cât mai multe din bunătățile lui și neșfericirea vieții veșnice. Să vă adânciți în gândul că în afara lui, ca Fiul lui Dumnezeu cel venit pentru noi și jertfit din iubire pentru noi, viața noastră nu are niciun sens să este sortit unei mori spirituale veșnice. Numai din iubirea lui ne poate veni fericirea veșnică. Iar dovada că vom avea iubirea lui, vom avea iubirea noastră față de el și față de semenii noștri. Dacă orice om va suferi de urmările unei veșnicii din minte, de parte de iubire, dacă nu crede și privește cu tărie pe Hristos și pe semenii lui, cu atât mai mult va suferi de aceste urmări. Preotul, care este chemat în mod deosebit să-i slujească lui, iubindu-l pe el și pe semenii săi, așa cum ne-a poruncit el. Și dovada iubirii sale față de Hristos, preotul este dator să o arate nu numai în rugăciunile sale către el pentru păstoriții săi, ci și în fapte practice de mânghiere, ajutorare, străine de egoism, acelor ce au nevoie de ele, celor săraci, celor bolnavi, orfanilor, bătrânilor, lipsiți de vreo sprijin, căci învățătura lui Hristos, care nu-l arată de el ca pildă, nu este o învățătură teoretică, și care îl arată de el ca pildă, nu este o învățătură teoretică, ci un îndemn spre adevărată viețuire însuflată de iubire. Să știți, iubiți viitori preoți, că în modul acesta vă reținut de viața, încă de pe pământ, de bucurie și mulțumire, de putere duhovnicească. Cine dă, lui își dă. Numai ajutând pe cei fără de putere, ne umple noi înșine de adevărată putere. Căci făcând aceasta oamenilor, ne facem lui Hristos însuși și El va fi în noi. Avem aici cuvântarea lui Ioan Alexandru despre Părintele Dumnezeu Sfântului, apoi cuvântul Părintelui Profesor Constantin Galeriu, și am să citesc de la început, la părintele care se va vorbi în teologia noastră asta, teologia până la străinare și teologia de după străinare. E invitat de copii acum să încheiem această seară și vă mulțumesc dumneavoastră pentru răbdare și pentru care ați rezistat la privegherii și v-ați așezat în Duhul privegherii. Și aș vrea să le mulțumesc în mod deosebit invitațiilor noștri Dumitraș sau Dumitru Borea Ionescu, Ana Bar, Costa Montanu, Daniel Siceanu și tuturor celor care iată au contribuit la coloirea acestei seri, care a fost o seară după cuvântul acesta. Am gândit că Părintele se bucură cu noi în această seară, văzând și pe cei pe care i-a iubit și iubește și acolo, și în același timp și pe acești minunați copii, care, iată, le dau speranță.